Unde lucrați? În cadrul Grup Servicii Petroliere, pe scurt GSP, așa cum este cunoscută românilor și constanțenilor. Din ce an? Cam de 5 ani de zile. Cu ce vă ocupați? Sunt mecanic și lucrez în cadrul GSP Logistic. Nu vreau să dau mai multe detalii pentru că știți cum e, nu e bine. De ce nu este bine? Puteți să detaliați? Pentru că în GSP se practică tehnici de intimidare și șantaj la adresa angajaților care au curajul să-și ceară drepturile sau să spună lucrurilor pe nume. Ce fel de tehnici? Este valabil mai ales pentru colegii de pe platforme care ajung să fie trecuți pe blacklist. Ce înseamnă blacklist? Blacklist înseamnă că anumiți angajați nu mai sunt chemați la muncă, pe platforme, la salariile teoretice mai mari. Zic teoretic pentru că pe hârtie sunt sume mai mari decât luăm noi și e normal că e muncă și viața mai grea. Dar practic nici ei nu sunt plătiți. Presupun că aveți contract de muncă, corect? Da, am contract de muncă, toți avem, dar asta nu înseamnă nimic pentru GSP. De ce? Pentru că mai nimic din ce scrie acolo nu se respectă. Salariile întârzie cu lunile bune, unii colegi povestesc de restanțe și de un an de zile. Eu am prins o perioadă în care la birourile GSP salariile restante din decembrie 2016 au fost plătite abia prin vara 2017, iunie-iulie. Sunt colegii în special care lucrează pe platforme petroliere care au ajuns să aibă de încasat cu miile de dolari, dar degeaba. Și de încât degeaba au de luat mii de dolari, dar când băgăm cardul am sesizat că este gol. Alții au avut restanțe și de 10 luni de zile. De ce în dolari? Pentru că așa se încasează ei banii, așa zic. Eu cred că ne fac și la curs. Dar nu mă pricep eu, sincer, dacă oamenii și-ar lua banii la timp, nici nu i-ar interesa dacă să mai facă vreo reclamație sau dacă rămân cu ceva din schimbul ăsta valutar. În afară de asta, care este climatul de muncă la GSP? Depinde. Dacă ești omul Comănescu, e treaba bună. La noi nu e totul la fel ca la toată lumea. Directorii pleacă în delegații, în străinătate, au bani pe mână, viața e frumoasă, că lucrează în petrol. Zici că sunt în Dallas. Dacă ești un simplu angajat GSP, trebuie să stai cu părinții sau să vii cu bani de acasă, pentru că astfel nu poți să trăiești. Dacă plata întârzie 2, 3, 4 luni, cu ce plătești chirie, din ce plătești rate și când îți ceri drepturile, te amenință, fac presiuni, etc. Am avut un coleg ce avea de încasat bani buni pe mai multe luni. A întrebat când se plătesc salariile, a fost trecut în preaviz, dar nu e mereu la fel. La GSP se mai aplică și politica. Știți cum e, gura care nu plânge, nu primește mâncare. Unii colegi au protestat în stradă, au făcut scandal, unii chiar au apelat la presă, au primit o parte din bani chiar în aceea zi, alții și-au luat țeapă. Asta e prosteală pe față. Ce este țeapă? Păi, ce să vă spun? Vă povestesc o fază pe care am văzut-o. Eram de vreo 2 ani angajat, 2 ani și ceva angajat în GSP. Vin colegii să protesteze în fața sediului.
le ajunsese cu situl la os, fiecare problemă cu problema lui. Încep protestul, li se spune că o să, dacă o să plece acasă, o să primească banii pe card. Oamenii au zis că protestul și-a atins scopul și pleacă. Aveau încredere în Comănescu. Mare greșeală. Se duc să verifice cardul, a doua zi și este gol. Se întorc, iar se repetă aceeași poveste de 3 ori. Și într-un final, v-am spus, toate promisiunile au fost în zadar. Și bineînțeles că și dacă plata nu a fost plătită niciodată la zi. De ce ai decis să vorbești acum? Păi pentru că până acum se joacă cu salariile noastre. Acum se joacă cu viața noastră, iar ce se întâmplă pe platforme e criminal. Cum adică? Una e că se întârzie salariile, alta e că nu primim echipamentele neconforme, deși asta încalcă legea, șalopetele trebuie să îndeplinească anumite criterii ca să fie oameni în siguranță. La fel și căștile, dar ce primim noi să fie în cel mai bun caz? Primim echipamente second hand, dacă nu sunt direct făcători. Iar presiunile pe care le-au pus pe noi când a fost vorba despre descărcarea și acolo, dacă știți, cu nava de oi, cazul faimos al navei ieșuate în noiembrie, a fost ceva de necrezut. Practic ne-au trimis la muncă cu mâinile goale și fără să se respecte niciun fel de forme legale. Pe lângă faptul că ne-a obligat practic să lucrăm în condiții lipsite de siguranță și faptul că toată România știa riscul bacteriologic de pe navă, noi am fost trimiși înaintare cu pieptul gol ca soldații sovietici. Să vă dau un exemplu de ticăloșenii. În corespondența cu APMC, care a apărut în presă, scrie despre condițiile improprii. Păi, dacă nu știi că ai condiții improprii, nu cauți să te ferești, nu cauți să, practic, să ferești angajații, nu cauți să ai grijă de ei, ca să nu mai spun că, practic, ne-au pus să dăm o țeapă și să tragem de timp. Ca să poată ei să factureze mai mult. Chipurile, lucruri suplimentare, lucrări. Înțeleg că a fost un decalaj de vreo 20 de zile, iar asta înseamnă încă jumătate și ceva din valoarea inițială. Dacă ne echipau corect, și dacă eram lăsat să lucrăm în condiții de siguranță, timpul ar fi fost mult mai scurt. De ce ar fi vrut să dea țeapă? Pentru că sunt lacom de bani. Pe noi ne obliga să facem economii la orice ce se poate face. Dacă nu au de ales între a schimba echipamentul sau a-l repara. Ei repara, chiar dacă asta înseamnă mai puțină siguranță pentru noi. Totuși, pe mare nu te joci cu viața oamenilor. Știți cât era valoarea suplimentară? Asta nu am de unde să știu, dar se auzea ce spuneau șefii, că fiecare zi plus înseamnă cam 100.000 de euro. Deci vă dați seama. Spuneți despre platforme. Care este problema acolo? Să ne ferească Dumnezeu să avem vreun accident acolo. GSP nu mai au elicoptere. Au dat-o și pe aia în aprilie, că piloții portughezii
au COVID, ca să se poată scoate ei și dacă nu mai au elicoptere o săptămână, le retrage Petrom contractul. Și acum zboară pe platforme cu elicoptere, cu elicopterele armatei. Sunt Puma Naval. Alea sunt grele, au vreo 7 tone și ceva. Platformele sunt vechi, sunt neîntreținute, chiar trebuie să facem economii. Și atunci elicopterele alea grele aterizează pe ceva firav, care devine tot mai firav. Imaginați-vă ceva greu ce se așează direct pe os. Mai mult decât poate ține osul să ducă, dar nu cât să rupă direct acel os. O halteră, nu știu. Și odată de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori și tot așa de 10 ori, tot așezi haltera aia pe os. Dar de fiecare dată osul se slăbește. Ei zic, ei și odată ce se rupe, vă dați seama. De asta să ne ferească Dumnezeu. Mai ales ce te faci dacă ai un incident pe platformă. Cu ce aterizezi? Că integritatea este compromisă în caz că este vreun accident. Condamnă cu bună știință și oamenii, și piloții, și pe toată lumea. O să moară oamenii vinovați și pe Comănescu o să-l doară în top 500 miliardari.